A fost nebunie în acest weekend pe litoral. Celebrități, dive, băieți de oraș și milionari s-au strâns la malul mării și au petrecut cât pentru toată vara. Aproape nimeni nu a lipsit de la distracție. Haideți să vedem cine a făcut cel mai tare show. Imediat după ce a aflat rezultatele de la BAC, Nicole Sherry și-a făcut bagajele și a plecat la mare. Vedeta s-a distrat până în zori și a fredonat versurile celor mai cunoscute melodii. Dacă până de curând Alexandra Stan dansa în casă, vedeta a avut șansa weekendul acesta să danseze în fața scenei la concertul incendiar. Delia a semnat și ea condica la cel mai așteptat festival și s-a distrat până în zori alături de sora sa, de Răzvan și de alți câțiva prieteni. Însoțită de câteva amice și de iubitul său, Raluca a petrecut și ea finalul săptămânii la malul mării. Vedeta a fost printre ultimele care a plecat de la marele concert, ea dorind să se bucure și de focul de artificii. Raluca Zenga nu a lipsit nici ea de la distracție. Vedeta și-a lăsat copiii acasă pentru câteva zile și împreună cu câteva prietene, printre care și Denisa Nechifor, s-a distrat pe plajă. Blondina a dansat până în zori pe cele mai tari hituri. Chiar dacă soțul ei este la închisoare, asta nu o împiedică pe Loret să-și trăiască viața la maximum. Unde e lux, distracție și băuturi fine, acolo este și Ion Ion Țiriac. Fiul celebrului tenismen s-a distrat tot weekendul la malul mării. La cel mai mare concert a participat și George, care împreună cu familia sa s-a bucurat de cele mai cunoscute melodii.